Am făcut un experiment ca să-ți explic ce este emulsia pentru a nu ți se mai tăia maioneza. Să vedem despre ce este vorba. Știm că apa și uleiul nu se pot amesteca. Prin agitare transformăm uleiul în picături și cu cât agităm mai mult, cu atât picăturile devin mai mici. Astfel că se vor amesteca printre moleculele de apă, dar apa se răzbună și le împinge înapoi revenind la forma inițială. Pentru a se stabiliza amestecul, adică emulsia, trebuie să facem două acțiuni. 1. Să aplicăm o forță prin frecare sau agitare pentru a transforma uleiul în picături din ce în ce mai mici. Și 2. Să adăugăm cel puțin un element de legătură între apă și ulei, adică un emulgator, ca de exemplu gălbenușul de ou și muștarul. Zeama de lămâie împiedică picăturile de ulei să se combine. Tocmai de aceea este de ajutor când vrem să reparăm o maioneză tăiată. La maioneză, care de fapt este o emulsie de ulei în apă, gălbenușul de ou și muștarul au rolul de a capta și de a menține picăturile de ulei în suspensie. Dar pentru a se realiza amestecul, trebuie să turnăm treptat uleiul în timp ce frecăm maioneza, altfel se va tăia. Maioneza se mai poate tăia dacă folosești prea puțin gălbenuș de ou sau muștar, pentru că va fi insuficient elementul de legătură. La final îți prezint o maioneză rapidă și cremoasă. Prima dată adaugă un ou întreg într-un recipient îngust, pe urmă o linguriță cu muștar, o linguriță cu zeamă de lămâie, puțină sare și la final 200 ml ulei de floarea soarelui. Introduc capul blenderului în locul unde este oul și începe să blendezi. Va începe să se formeze un vârtej care va capta treptat uleiul. Asta este tot. Dacă v-am fost de ajutor, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida, pe data viitoare!